Hei, salut, salut tuturor și bine v-am găsit la Bădaia sau Badia sau, mă rog, Bădaia, Badia, cum se cheamă jocul. Jocul a fost oferit spre a fi testat de către Semafor Lab, aparent, deci laboratorul Semafor. Și până acum nu l-am mai jucat, deci hai să vedem cum e. Bădia Alpha, deci încă e în Alpha, sunt multe chestii care trebuie să mai fie ajustate, modificate. Hai să vedem. New game. Aparent doar e sandbox este momentan. Vedem că avem un story mode, un co-op și un multiplayer care o să fie available. Starter kit, none. Beduin, soldier, explorer, aviator, outlaw, bandit. Ah, cam atâta. Hai să mergem pe soldier, arab, Asian, African, European. Ok, da, European, hai să mergem pe European. Face. Mergem cu smiley dude asta, facial hair. E ok, asta skin tone. Ok, mergem pe alb ca laptele. A color, brown, green, blue, black. Mergem pe black, ok, white. Wait, oh my god, oh Jesus. Mergem atâta. Balanced, height, cât mai înalt. Time format, 12 kg, kilometri Celsius. Dar ce mai era asta? Fahrenheit? Oh, nu, 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 nu. No, no. Rămânem pe chestiile noastre normale, nu mergem pe chestiile americanilor. Ok, start game. Tab, inventory, aim, weight, hotbar, navigation, movement, photo mode, switch aiming shoulder, pause, fire attack, run, sprint, interact 1, interact 2, crouch, camera, jump, reload. Ok, deci astea sunt setările, mă bucur că le arată aici. Da, jocul e încă în alfa, are tot timpul să se dezvolte. Până acum arată destul de ok. Văd că are și un soundtrack, îmi amintește de Delta Force. A fost primul first person shooter care l-am jucat vreodată, Delta Force Black Hawk Down. Acum trebuie să așteptăm să-și facă loading-ul și să vedem cum e joculețul. Am speranțele destul de ridicate pentru jocul ăsta. Bine, character creation-ul și select-ul, adică, mă rog, mai mult creation, că select e între etnie. You've discovered Bedouin Camp. Ok, deci sunt în mijlocul deșertului, 31 de grade Celsius, ora 1, ziua 1. Vezi pe Twini? O, ce tare, îmi rămân pașii. Bedouin Camp. Nu, deci asta o să fie un open world. Nice. Având în vedere că putem alege Outlaw și Bandits, cred că o să întâlnim și Outlaw sau Bandits. Ce asta? Asta e un trader de cămile. Asta aparent vrea să iasă la o întâlnire cu Vaza. Oh, drink. You are hydrated. Aș bea, sincer, aș unlock. Ah, nu, mersi. Da, tu ai un quest pentru mine? Take quest. A good hunter is needed. Bring back some hides and we'll compensate it for you. Gather four herd leather. Aș pot să... Mă, că sunt cu semn de întrebare unele din ele. Bă, pot să cumpăr o cămilă? Oh, misiunile au și days. Fast travel. Pare nu pot să dau fast travel. Hai să mai dăm un hydrate, pentru că o să ne încingem foarte tare. Ok, deci trebuie să și dormim.
Avem, din câte văd, acolo jos în stânga, food, water, dar cred că e sleep. Temperatura corpului merge spre hot. Noi avem ceva? Oh, Thompson. Te uiți, mă, așa. Ce e acolo? Aia e o piatră? E o piatră și ceva lângă ea, din câte văd. Oh! Ce sunt astea? Cred că nu. Habar n-am ce sunt. Pot să mai explorez? Adică mai sunt alte campuri, ceva? Că până acum jocul ăsta mi-a dat niște speranțe destul de mari. Pick up rock. Ok, nu știu de ce aș avea nevoie de pietre. Dar de ce nu? Clothes, consumables, tools. Avem și hunting knife, avem și wrench. Bă, water pouch. Ai, trebuia să iau apă cu mine. Stai să punem water pouch-ul aici, o să avem nevoie. Dar asta dacă mai găsesc o tabără. În orice caz îmi iau pistolul în mână. Că poate întâlnim ceva ce nu trebuie să întâlnim. Sunt 30 de grade. Și eu sunt la costum de militar. Da, păi asta, da, tată. Am îndepărtat de campul ăla ceva. Ok, deci ăsta vrea să se arate ca un open world. Ok. Băi, dar cam mult trebuie să mergem. Și nu sunt multe chestii care se întâmplă. Ok. Măcar putem da sprint cât vrem. Copacul ăsta îmi dă ceva? Oh, 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 oh. Wood. Okay. Văd că ne apropiem de ceva, pentru că semnul ăsta de întrebare a devenit mai mare. De 300 de metri. Ok, ne apropiem de ceva. Bagă sprint. Vedem imediat de ce ne apropiem. Nord-vest. Ok. De aici putem. You are out of stamina. Mai așteptăm atunci. 28 de grade. Oh, vine frigul. Văd ceva acolo. Acolo. Și mai e ceva și acolo. Sper doar să... Oh, uite, două chestii care le-a afișat acum. Opa! Ce satan ești tu? Am consumat atâtea glanțe pentru tine. Ah! Oh! Cărniță! R3, tot. Ok, era să dea un mic crash jocul ăsta. Nu știu dacă trebuia să iau skin de la tine. Da, e ok, e ok. Așa pot să le vând.
Vai, dar vezi, nu se face tată. 27 de grade, ora 5 dimineața. Wow, 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 wow. Wait. Așteptăm 2 ore. Ai. 9 seara. Cred că așteptăm mai mult. Așteptăm 12 ore. Realizare deblocată. New buy. What? Cumva ninge. Oh, nu știu, dar mi-e foarte sete. Waterwell. Oh. Oh. Ok, merge. Pick up clay. Oh, nice. Oh. Hidratare. Oh, you are hydrated. Ok. Încolo văd că mai e ceva. Strange. Ok. Ok. Mai trebuie să dea un fix, niște fix. Jocul pare destul de promițător. Unde mă duc de atât de frig? Sunt în mijlocul deșertului, dar e zăpadă. Oh, temperatura scade drastic. De la 25 de grade a scăzut la 20, 19. Oh, și merg spre frig. Discover oil field. 15 grade. 14 grade. Hey. Sunteți friendly? Ah, sunteți soldați. Take down. Oh, dar nu vreau să mă urmă. No. What the fuck? Oh shit, 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 shit. Dude, dude, dude. Oh. What the fuck? Oh, Jesus. Ce aveți, mă? Ce m-am făcut? Bine, mă, dacă vreți așa să fie. Aveți un pic de răbdare, că vin acum. Ah, nu mai vin, sunteți destui. Ah, shit, 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 shit. Oh, fuck me, fuck me, dude, fuck me. Trebuia să-ți dau takedown când am avut ocazie. Toți morții peste și... Ah, asta vedem. Asta vedem noi. Deci ăsta e hostile territory. Tot ce aveți. Ah, Amicam, Thompson. Oh, nice. Vă las aici să înghet frumos, să înghețe cadavrele. Hai să vedem tu ce ai la tine. Yeah, boy. Oh, aveți mere. Aveți mere. Mai dau crouch tipului, i-am luat pe toți de aici, deci n-ar trebui să ne intereseze. Hai să vedem ce are tipul ăsta la el.
Avea o prună. You are encumbered. Cannot run. Ok, ocupă multe din chestiile care le are Skyrim. Oh, da. Ador sau chestia asta. Clothes. Superiority. Hai, da, nu trebuie, n-am nevoie de toate astea. E ok. Bun, da, momentan o să lăsăm episodul aici. Mă bucur că ați vizionat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, share, subscribe și o să ne auzim data viitoare. Numai bine.